Casa și mașina activistului de mediu Daniel Bodnar au fost vandalizate în noaptea de duminică 20 septembrie. Acesta a depus plângere penală la Poliția Vicov de Sus. Cel mai probabil, acest eveniment s-a petrecut ca urmare a amenințărilor de care activistul de mediu a avut parte în urmă cu o săptămână, când a fost agresat în urma identificării și sesizării unui transport supraîncărcat cu lemne. Așadar, acest eveniment ar putea fi o răzbunare din partea transportatorilor de lemne. Da, ieri în jurul orei 20 m-am deplasat din Rădăuț spre Casa Socrilor din Bivolăria, Vicov de Sus. Am decis să rămânem acolo peste noapte, împreună cu soția și fetița. Ne-am pus la somn în jurul orei 11, iar apoi în jurul orei 1 dimineața am fost trezit de socrii că mi-au spart mașina, au spart geamurile la casă. Și în acel moment am sărit din pat, am ieșit, am urcat în mașină și am încercat să alerg în direcția în care au fugit acei agresori. Am idee cine ar fi în spatele acestei acțiuni, dar este un dosar penal pe rol și aștept ca autoritățile să ne confirme suspiciunea privind persoanele implicate. Având în vedere că în urmă cu două săptămâni ați fost lovit, acum aveți și mașina și geamurile casei sparte, încă sunteți dispus să vă continuați acțiunile începute sau vă este frică? Da, ne vom continua acțiunile și vom fi și mai prezenți, pentru că oamenii cinstiți trebuie să stea mereu cu capul sus, nu pot să plece capul în fața unor infractori, în fața unor hoți care distrug aerul nostru, distrug sănătatea noastră, a dumneavoastră, a tuturor și mi se pare normal să continuăm. Avem exemple, strămoșii noștri care au luptat cu vitejie pentru această zonă și vom continua. În momentul în care ați început acțiunile de combatere a transportului ilegal de lemn, v-ați așteptat la astfel de gesturi asupra dumneavoastră? Da, m-am așteptat, chiar dacă nu am crezut că se vor întâmpla la un asemenea nivel, dar nu ne este teamă, vom continua, suntem foarte ambițioși în privința asta și nu ne este frică, ne temem doar de Dumnezeu.